Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre decizie, decizia arborescentă. În viață, oamenii sunt obligați să ia decizii în fiecare moment, decizii care pot duce la succes sau la insucces. Pentru aceasta încercăm acum să dăm definiția deciziei pentru a ști ce înseamnă să iei o decizie inteligentă. Decizia este modalitatea, reacția, răspunsul de anticipare, de depășire, de rezolvare a unui conflict, situație, criză, problemă, afectivă, comportamentală, logică, rațională, prin analiza și alegerea, implementarea dintr-un repertoriu de variante, alternative și posibilități a soluției top. Vom încerca să construim pentru a discuta despre decizie un model și îl avem în față pe tablă și vom încerca să explicăm pe model decizia arborescentă. Există o problemă între tine și soluția pe care trebuie să o alegi arborescentă în acest model. Vom vorbi despre decizia în funcție de cele patru ramuri principale pe care le avem aici. Deci decizia în funcție de informație, informație despre subiect, acțiune și context. Decizia în funcție de tranzitivitate, de transformare. Decizia în funcție de situația comportamentală față de problemă a noastră. Și situația în funcție de jocul cu adversarul, care poate fi natura, sinele sau alții și strategiile lor. Vom vedea, facem analiza informației și vom vedea tipurile de decizii care pot fi luate. În cadrul primei ramuri putem observa că informația pe care o putem folosi ne dă o decizie de certitudine în care putem alte două rămurele să alegem, și anume varianta da sau varianta nu. În funcție de incertitudine, incertitudinea pe care o avem față de informațiile pe care le-am cules, avem o variantă prudentă în care posibilitatea de reușită este mai mare de 0,5%. O variantă hazard în care posibilitatea de reușită e egală cu 0,5% și o variantă riscantă de risc în care reușita poate să fie mai mică de 0,5%. În funcție de tranzitivitate avem o decizie hard, unică, irepetabilă, statică, care nu ne dă altă posibilitate. Formă, avem în funcție de tranzitivitate avem o variantă deschisă, soft, inteligentă, în care sistemul este ca un fel de algoritm genetic, un sistem deschis de tip fuzii. În varianta ramura situației noastre față de problemă, situații comportamentale pe care o putem avea față de problemă, este o decizie pozitivă de superioritate când posibilitatea reușită este mai mare de 0,5%, o variantă de decizie echiprobabilă când este egală cu 0,5% și o decizie de inferioritate a noastră față de problemă când reușita este mai mică de 0,5%. La fel în situația de joc cu adversarul, care poate fi natura, sinele sau alții, putem lua diferite decizii, ținând cont de cu natura de sincronicitate, în jocul cu sinele, ținând cont de raportul dintre ce vrem și ce putem, raportul dintre aspirații și posibilități, pentru că ne jucăm cu noi, cu sinele nostru, iar în legătură cu decizia în funcție de adversarul de joc, alții și strategiile lor, ținem cont de strategia de grup sau strategia de individuală pe care o putem
adopta față de problemele ridicate. Variante, alternative și posibilități, toate pot fi fezabile, pentru că vom alege din acel repertoriu soluția top. Reluăm cele patru ramuri ale deciziei arborescente și să le explicităm, ținând cont de informațiile pe care le avem. Deci decizia în funcție de cantitatea de informații și despre subiect, acțiune și context, ținând cont că avem două variante de decizie, și anume de certitudine a situației și de incertitudine a situației. În cazul certitudinii situației avem cele două variante de implicare sau neimplicare, adică da sau nu. În cazul de incertitudine, repetăm, avem cele trei rămurele, ținând cont de incertitudinea situației, și anume prima de prudență, în care probabilitatea de succes este mai mare de 0,5%, avem o situație în care decidem hazardat, echiprobabil, în care probabilitatea de succes este egală cu 0,5%, și o decizie riscantă, în care probabilitatea de succes este mai mică decât 0,5%. Decizia în funcție de consistența informației și tranzitivitate, de fluiditatea și schimbarea subiectului, acțiunii și contextului, de transformarea lui, avem cele două variante, și anume cea statică, irreversibilă, nerepetabilă, unică, de tip hard, negativă, în care alegerea de profesie, politică, divorț, campanie de luptă, terorism, crimă, suicid sunt unice, și decizia stocastică, aleatoare, fluidă, fuzi, soft, pozitivă, în care ne adaptăm, e vorba de contingență, lanț de decizii în arborele deschis. A treia ramură, și anume decizia în funcție de situația subiectului și comportamentului specific pe care îl putem avea, sunt cele trei variante, și anume de inferioritate, de o situație negativă, de retragere, de insuficiență, șansele de reușită sunt mai mici de 0,5%, comportamentul nostru este de anxietate, panică, teamă, resemnare, lașitate. Varianta în care avem decizia de echilibru, de suficiență, în care avem egalitatea legată de probabilitatea de succes 0,5%, avem o stare de calm, de detașare, de stăpânire de sine. În momentul când luăm o decizie într-o stare de superioritate, deci probabilitatea de succes e mai mare de 0,5%, avem deja o stare de superioritate, de dominare, de putere, comportament de încredere, curaj și tupeu. Iar ultima ramură, decizia în funcție de adversarul de joc și informațiile pe care le avem despre el, sunt cele trei variante, deci decizia în jocul contra naturii și jocurile de noroc, ținând cont de obiecte, fenomene și procese care intră în acest mediu în care suntem obligați să luăm decizii, decizia în funcție de ce credem, ce vrem și ce putem, este jocul contra sinele, deci între ce vrem și ce putem, deci raportul acesta între aspirații și posibilități, iar a treia variantă este decizia în jocul contra alții și strategiile lor, fiind indivizi, grupuri sau populații, prin manipulare, deci o decizie contra altora, toți sau unul, ținând cont de comunicare, de manipulare și de starea conflictuală care se poate naște.